luați-mă! N-am timp, sunt grăbit! Numai un cuvânt! Luați-mă și pe mine la bal, o oră, nu mai mult! Ai nebunit! Uită-te la ea! Frumusețea întruchipată! Plină de cenușă în păr și cu hainele astea, vai de ele! O jumătate de oră, un sfert! Ia mâna de pe mine sau te lovesc! Domnule, dar nu se poate să o loviți, domnule, dar nu se cade așa ceva, cum să o loviți? Alteță, serenisisisisisimă, este doar o servitoare vulgară. O servitoare? Da. Nu-i bună de nimic! O pun să șteargă praful, să-mi aducă ceaiul, cafeaua, chestii de genul ăsta. Abia mă pot abține. Sunt condamnată să trăiesc o viață întreagă în cenușă. Domnule, vă rog să-l convingeți să mă ia și pe mine la bal. Aici pe lista mea e scris așa: cu Don Magnifico stau trei surori. Stau trei surori, pentru că prințul soție-și caută, pentru că prințul soție-și caută, a treia fică să vină în grabă. Ce vreți să ziceți cu a treia fică? A treia, a treia fică, ai muri. Aici pe lista mea nu scrie așa. Ah, ce aud acum, ah, ce aud acum. Nu, n-am murit. Să taci acum. Priviți aici. Chiar nici o vorbă, să nu respiri. I-a murit. A treia. Mori. Pe chipul împietrit al celor de aici, atât de limpede eu am citit uimirea îndoiala mira. Pe chipul împietrit să-mi strigă strătare, ca 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 să-
frumusețea și eleganța le poți găsi oriunde, dar bunătatea și inocența se găsesc din ce în ce mai rar. Fiica mea! Dumneavoastră îmi spuneți mie, fiică! Don Magnifico refuză să-mi spună astfel. Vino cu mine! Unde? În curând o mașină ne va lua și vom merge la castel. Astfel îmbrăcată? Nu. Vei primi de la mine haine frumoase și bijuterii. Vei fi o mare doamnă, dar nu va trebui să fii recunoscută. Iubirea te va conduce spre fericire. E adevărat? Sau e o comedie? Ce ispravă ai mai făcut, Tandini? Pardon, maestate. Am aflat că Don Magnifico, tatăl fetelor, este un mare băutor, astfel încât eu, în calitate de prinț în locul dumneavoastră, pentru moment, doar pentru moment, îl numesc pivnicer, intendentul sticlelor, rege viticultor și președintele vilor. Voi cere curții să joace farsa. Tandini, te ții mereu de glume. Maestate, haideți să ne distrăm. Să ne distrăm. Președinte, pivnicer, fie, fie, ce onor capul soară pe un nor, capul soară pe un nor, fie, fie, ce onor capul soară pe un nor, capul soară pe un nor. Să vin să scrie acum tot ce dictăm, 6.000 de copii, apoi dorim. Gata de scris suntem, cu toți aici. Gata de scris suntem, cu toți aici. Noi, Don Magnifico, asta cu majuscule, bestie majuscule, bravo, așa,
noi, Don Magnifico, duce baron, al prea străvechiului Montefiascon, intendent mare, pregător mare și alte titluri, zeci de etc. Baron etc. s-a scris așa, baron etc. s-a scris așa. Să-l afișați acum prin tot orașul, să-l afișați acum prin tot orașul, să-l afișați acum prin tot orașul. Prânzul se apropie, să pregătim acum, hai bine, să pregătim acum. Mare de 60, îi bea mai multă licoare. Un premiu mare de 60, îi bea mai multă licoare. Îi bea mai multă licoare. Un premiu mare. Îi bea mai multă licoare. Voi da. Un premiu mare de 60 de grame. Mai încet, piano piano, fără zgomot și rumoare. Mai încet, piano piano, fără zgomot și rumoare. Despre cele două fete ce ai aflat, oare vreau adevărul să-l știu. Piano 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 piano, piano 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 piano, fără zgomot și rumoare, fără zgomot și rumoare. Despre ele ce știu, oare adevărul vreau acum.